Am venit la Vorbește Lumea, vorbim despre cele din căsătorie astăzi pe WhatsApp cu voi, e vorba despre dragoste, e dragoste și aici în platou între noi, e dragoste și în regie, se pupă colegii acolo sau n-am înțeles ce se întâmplă mai exact. Dar mai mult decât atât, luna asta, dragostea, e scrisă în stele. Nu de alta, dar e luna iubirii. Și Cristina Demetrescu e alături de noi, pregătită să ne spună ce ne rezervă horoscopul în a doua jumătate a lunii februarie. Bună, Cristina! Bună, dar ce te face să crezi că am pregătit ceva pentru dragoste? Nu? A, nu! Păi e luna iubirii, ne gândeam că... E luna iubirii, să se iubească cine cărui timp să este să iubească. Da, și cu iubirea asta, știi, e o roată așa, care la timpul, toate la timpul lor. Așa. Spune-ne mai multe. Așa, până spre echinoxiul de primăvară, tocmai pentru că planetele au un tranzit prin ultimele zodii ale zodiacului, Capricorn, Vărsător, Pești, suntem cumva la finalul zodiacului și este bine să, să tragem niște concluzii. Este timpul sau sezonul ideilor mai rafinate, a momentului în care oamenii își descoperă anumite abilități, calități pe care le pot exploata. E bine să ne gândim și la lucrurile acelea care cumva depășesc un pic cotidianul, da? Și ce construim, și la ce ne rugăm, și în ce credem, și în ideile noastre originale. Este și o perioadă de progres, dar nu vine neapărat cu, să spunem, lucruri drăguțe. Se strică obiecte și suntem în fața unor situații în care trebuie să renunțăm la, știi cum e, telefonul cu roată, sau la unele obiecte cu care ne-am obișnuit, sau poate chiar la... atașamentele noastre față de anumite, să spunem, chestiuni. Dar nu mașini neapărat... sau ceva, nu? Ba da, ba da, intră păi Marte în Vărsător, ferească Dumnezeu, strică orice fel de motor, atenție la cred că orice. Cred să renunți la plăcuțele alea de frână, să le mai schimbi. Eu cred și, că nu mai am garanție la mașină. E și Marte care strică, dar este și Venus care repară, știi, cumva în zodia Vărsătorului. Și nu în ultimul rând, ar fi bine să mai întrebăm în dreapta și în stânga, că nu prea ne pricepem noi la toate, dar uite că avem, sunt oameni care știu și care sunt mai la curent cu lucrurile moderne. Avem și o lună plină pe data de 25 februarie în zodia Pești. Axa Fecioară Pești este foarte încărcată și este o axa sănătății, a sacrificiului, suferinței, umilinței, nu sună foarte bine. Le putem controla aceste lucruri într-o oarecare măsură. Este și o perioadă de, poate, erori medicale, aș spune, cu puțin mai multă răbdare și cu medicația potrivită, să nu ne aruncăm așa să luăm medicamente după ureche, pentru că opoziția dintre Luna Neagră și Saturn chiar poate să facă mai rău. Și avem și un an bisect, da, avem și ziua de 29. Hai, Lilic, stai așa puțin, vezi că-s pozitivă, zâmbesc când spun lucrurile astea, nu te bucură? Păi, mă bucură mult. Da, un an bisect și chiar pe data de 29 avem o conjuncție Soare-Saturn-Mercur. Asta înseamnă că trebuie să luăm niște decizii mai grele. Mercur e mentalul inferior, dar Saturn acolo e apăsător. Și luăm niște decizii mai grele într-o stare de confuzie. Exact, știți sentimentul ăla, ce să fac acum, cum să fac. Știm, să știți, nu? Știm. Așa. Mă sunați pe mine, poate vă ajut, păi cine da, știe. Cristina! Stând așa ghemuiță, mă, Cristina! Mă mai descurc, în general, mă descurc bine cu problemele altora, cu ale mele mai am și eu, ca orice om. Le luăm pe rând? Berbecul este, se simte așa un pic presat de mediul înconjurător. Sunt oameni care s-ar putea să-și bage nasul în treburile lor. Unii mai oficial, alții mai puțin oficial, da? Și nu se simte foarte în largul lui în această perioadă, mai ales că e așa întrerupt din acțiunile personale. Probabil că trebuie să, nu știu, poate trebuie să dea o declarație, poate trebuie să, eu știu, se ferească de anumite priviri, de unii care sunt mai curioși, da, cineva se bagă în treburile lui. Dar nu asta este marea problemă, ci sănătatea în această perioadă, da, atenție la această lună plină care vine cu unele probleme și unele complicații. Taurului merge foarte bine, este într-o perioadă de progres, îl supără poate trei lucruri. Răcelile, da. Sensibilitățile la, da, atenție, acum, după momentul ăsta despre care spuneam, unele decizii ale șefilor și suferă poate puțin mai mult pentru persoanele apropiate, dar nu neapărat familie, da? Vorbim de prieteni sau se încarcă sau cu anumite probleme. Pentru gemeni? Pentru gemeni s-ar putea să apară unele drumuri pe nepusă masă și în țară și în străinătate, unele călătorii pe care nu le preconizează în momentul de față.
griji pentru sănătatea lor și sănătatea părinților în general. Să nu se apuce să facă lucruri prin casă sau, de exemplu, cei care nu au încă o autorizație, da? Să demareze anumite acțiuni pentru... Știi că mai, la noi în țară se mai poartă chestia asta, cu ne apucăm să facem treabă până să avem toate actele. Să nu facem lucrurile astea, pentru că după aia e mai problematic. Racii sunt puțin, eu știu, surmenați. Sunt obosiți. Este perioada asta în care soarele prin vărsător nu este foarte bună pentru zodia rac. Probabil că au așa un fel de motoraș în interior care e supraturat. Și este foarte posibil să ia niște decizii aiurea în această perioadă, dar au prieteni, oameni care îi ajută și oameni care gândesc mult mai lucid în locul lor. Este foarte important să ne bazăm pe acel Jupiter pe care racul îl are undeva pe casa oamenilor care îi ajută, îi susțin, prieteni, protectori, maestri, cineva care vede mai bine ca ei în această perioadă. Leul este cumva el împotriva tuturor. Și dacă nu are putere și se simte, eu știu, nedreptățit, și dacă este șef și nu-l ascultă subalternii, de fapt este într-o perioadă de transformare majoră. Și din cauza asta, opozițiile astea pe care le primește, acolo nu rezolvă nimic. Cumva el trebuie să facă o schimbare. Poate nu mai este omul potrivit la locul potrivit. Fecioara e cu luna neagră și, din păcate, luna plină în pești complică un pic situația în relațiile fecioarelor, pentru că au așa o zi bună, o zi proastă, o zi bună, o zi proastă. Așa sunt zilele mele. Da, și stările astea care se pot modifica la zodia fecioarei de pe o zi pe alta, adică dacă au ceva, eu știu, programat, stabilit, da, trebuie să facă față și psihologic la un examen sau la... eu știu, la întâlnire sau la muncă mai greală, adică să nu lase aceste emoții să le copleșească și să nu mai fie atente la ceea ce fac. Să vedem suferința așa pe chipul omului. Avem un potențial uriaș, putem să le ducem pe toate, surprinzător. Balanțele și ele trebuie să fie atente la sănătate. I'm sorry, asta este perioada, ce să facem. Dar puțină dezordine undeva acasă, în casă, o reparație, o stricăciune și asta este un fel de cireașa de pe tort. În dragoste se întâmplă lucruri noi pe care probabil nu le-au mai întâlnit și nu mai sunt reguli acolo, da? Cum știe lumea. Ne mărităm după 3 ani de prietenie, chestii, nu mai există regulile astea. Stai să le cunoaștem mai bine, stai să... nu, acum se poate întâmpla totul așa, dintr-un foc. Da. Balanțele, aveți grijă, doamna balanță din Da, și în sens invers se poate întâmpla lucrul acesta. Știi, atunci când știi, crezi că cunoști bine un om, atunci apar surprize. Ce să facem? Scorpionul, să aibă foarte mare grijă cui se confesează în această perioadă, da? Și acolo, pe partea asta sentimentală, emoțională, este o presiune foarte mare și dacă scorpionul este cel care se desparte, tot el suferă, nu știu cum să spun. E așa un fel de autogol. Și bineînțeles că simte nevoia să se confeseze. Dar eu le recomand scorpionilor confesiunile astea să fie mai mult pe la preot, într-un cabinet psihologic, mai puțin cu prietenii, nu știu de ce. Acolo nu este foarte safe. Zona aceea e cineva joacă la două capete. Opa. Poate și un avocat. Săgetătorii cheltuie, dacă, uite, nu? Doi, sunteți așa. Banii, pe ce dăm banii, Cristina? Dăm banii pe doctori. Oh, ce bine. Și nu neapărat pe doctori că sunt bolnavi, dar se pot gândi la o asigurare, de exemplu. Adică își pot face, se pot gândi în această... Nu știu, poate cineva îi convinge că ar fi bine să facă o asigurare, ceva acolo, care să le țină de urât. Săgetătorii sunt foarte presați de jur împrejur, foarte multă aglomerație de jur împrejurul lor, chestii care îi derutează și există riscul să ia decizii pripite, cum ar fi aglomerație, neapărat aglomerație, un fel de zumzet, așa, știi, auzi un zgomot la motor și brusc te hotărăști să-ți vinzi mașina, nu e cazul. Adică, de exemplu, dacă te deranjează ceva, nu este momentul să iei niște decizii radicale, că trec. Astea sunt lucruri trecătoare, enervante, dar trecătoare. Am ajuns la Capricorn, care trebuie să-și ridice puțin, să modifice puțin bugetul acela, știi, pe care îl construiește fiecare om, probabil la începutul anului, așa ar fi bine. Pentru copii, pentru cheltuielile pentru copii, pentru, eu știu, școlile lor, pentru activitățile lor extrașcolare, poate se dovedește că copilul are un talent
și atunci trebuie să suplimentăm. Dar Capricornul poate să fie chemat și într-o instanță, de exemplu, opa, să dea o semnătură. Acolo e vorba și de pensie alimentare, atenție. Nu vreau să intru în amănunte, fiecare cu deci treaba cheltuie lui. Pentru copii. Cheltuie pentru copii, dar poate chiar și în dragoste. Atenție la... Păi poate atenție la ce... pe pensie alimentară. Atenție, atenție, că... atenție, dragostea nu costă bani. Dacă pe Capricorn în momentul de față dragostea îl costă bani, înseamnă că e o problemă. Înseamnă că lui dragoste, nu? Dragostea okay, e necondiționată. Vărsător. Vărsătorul are probleme de dureri fizice, articulații, dantură. Chestia asta îl deconcertează puțin. Dar pentru că soarele este în Vărsător, asta înseamnă că el are energie, intră Marte, este energic, este activ, da? Le duce cu el așa, cum să spun. Mă doare umărul, mă doare genunchiul, dar... Dar le duc, cum da, a le duc. O lună întreagă de emisiuni. Da, deci pentru mine ești așa un exemplu de... Da, doamne, ești puternică, ce mai? Dar nu e vărsător. Sau poate, e că e, poate că e ascendentul vărsător, că exact asta vorbeam, o fie așa sau o fie așa. Poate asta este problema. Iar pentru pești sunt multe lucruri așa oculte, necunoscute. Peștele are o stare de frică, de îngrijorare, de teamă, poate nu doarme foarte bine, îl îngrijorează. Ei sunt persoane extrem de intuitive. Și să zicem că această lună plină care este în zodia lor este bună, este de bun augur ca să-i for... Uite, de exemplu, dacă nu s-ar întâmpla unele lucruri mai puțin plăcute, da? Și în relații, și vorbesc și relații, poate nici ei n-ar ieși dintr-o zona lor de confort. Adică se întâmplă exact schimbările care trebuie să se întâmple ca urmare a unor situații neplăcute, da? Păi trebuie să vadă și ei că în general sunt mai toleranți cu ce este de jos. Sunt cei mai toleranți, cum s-ar spune, da? Cristina, dacă ar fi să aplicăm contextul despre care ne-ai vorbit în perioada asta pe partea de dragoste, aha, să atingem un pic și zona asta mai mult, cam ce crezi că este ușor să se întâmple acum și ce nu se va întâmpla acum, sub nicio formă? Să știi că planeta Venus, care este planeta iubirii feminine, Marte, care este planeta iubirii masculine, intră pe zodia Vărsătorului. Am să-ți dau un răspuns care o să te dea pe spate, știi? Băi, universul ăsta și lumea asta, știi? Și mergem așa foarte mult într-o zonă androgină, știi? Adică se uniformizează tot felul de lucruri. Nu știu ce se întâmplă cu omenirea și ce se va întâmpla peste niște ani. Cel puțin noi trebuie să acceptăm lucrurile astea de jur împrejurul nostru, că asta este... Femeile pot iubi femei, bărbații pot iubi bărbați, whatever, da? Deci Vărsătorul ne trebuie să ne facă, și pe cei care încă nu sunt toleranți cu lucrurile astea, să încerce să ne facă mai toleranți. Este o zodie a unei lumi din care facem parte și pe care trebuie să o acceptăm până la urmă. Adică câtă vreme nu te deranjează pe tine lucrul ăsta, nici tu nu cred că trebuie nici măcar în gândul tău să stai să gândești, pentru că nu ești în pielea acelui om. Nu simți ce simte el și asta este ceea ce ne învață cel puțin. Pentru că putem fi puși în această situație. Putem să cunoaștem pe cineva, putem să un prieten de-al nostru sau să facem cunoștință sau cineva să ne ceară ajutorul, știi? Și cred că trebuie să învățăm să nu mai avem genul ăsta de reacții, știi? Wow! Ia uite ce se întâmplă. Se întâmplă lucrurile normale așa cum evoluează omenirea. Ce mesaj frumos! Da. Și e o reacție cumva moștenită din... E veche, dar trebuie să învățăm dreptate. Să trăim cu ea. Iubirea este iubire. Da, iubirea e iubire și evoluăm ca societate și mie da. Mi se pare că suntem din ce în ce mai toleranți. De Valentine's Day, suntem invitate la masă de bărbații noștri? Scrie în horoscop? Pe cine mă întrebi? Pe cine te întreb? Pe cine deci mă întrebi? Deci frumos arată, se nu arată știu. Frumos la ceas de seară sau... Nu știu, Lili, dar știi cum e? Ce e mai romantic decât să faci o porție de paste și să-ți inviți soțul la o lumânare? Tot noi? Păi de ce că nu? Timp și de 14 februarie. Hai mă, deci pe bune. Deci bărbații nu așa au instinctele astea, dar tot femeile. Eu vreau, uite, dacă tot se schimbă lumea și așa, eu vreau altceva. Eu vreau să, de aici înainte, bărbații să nu mai ceară nevestele, adică să nu mai ceară iubitele lor de soții. Să cerem noi, pentru că noi știm mai bine ce se întâmplă. Exact. Ce e asta să vină bărbat, dar ce noi nu știm să bărbații alegem? Nu au, este o prostie, nu au acest instinct, sunt stângaci în așa ceva. Da.
Femei din toată lumea, uniți-vă, preluați controlul. Să știi că nu sunt neapărat stângaci, se întâmplă, dar sunt și povești extraordinare și avem pe WhatsApp foarte multe momente când doamnele au fost cerute în căsătorie, extraordinar de frumos și de romantic. Așa, în apărarea bărbaților, am simțit eu nevoia să zic. Domnii să cumpere inelul, doamnele să pună întrebarea. Și tot noi să punem genunchiul jos. Să zici, vrei să pui un genunchi jos, să te căsătorești cu mine? Să fim surprinși, noi luăm inelul, că am zis să luăm inelul. Cumpărăm un inel, să fie, îl dăm. Când vine întrebarea, să fim surprinși. Asta e treaba. Eu zic, da, oricum, din mie mi-e rușine, mi-a fi și rușine. Tu n-ai putut să recuzi oricum. N-aș putea. Așa cum ești ușurul, Cristina. Mulțumim, te pupăm, Cristina.